Jandarmii târgujieni nici nu au stat pe gânduri când au aflat că stocurile de sânge de la nivelul județului sunt epuizate. Au venit în număr foarte mare și au contribuit măcar puțin la refacerea stocului. Jandarmeria Gorj a dat curs acestei invitații, tocmai în scopul informării și conștientizării privind lipsa acută de sânge în spitale, creșterea numărului de donatori și informarea practic persoanelor privind creșterea stocurilor de sânge. Colegii mei s-au mobilizat foarte bine, astfel un număr de peste 20 de jandarmi au dat curs solicitării noastre de a participa la această acțiune. Unii dintre jandarmi sunt donatori încă din 2009 și spun că donarea de sânge este un lucru bun și pentru sănătate. Este foarte important să venim să ajutăm oamenii care au nevoie de sânge. Este un lucru bun și trebuie să ne gândim că fiecare picătură de sânge înseamnă să salvăm o viață. Medicii de la Centrul de Transfuzie Sanguină spun că o astfel de acțiune contribuie din plin la îmbunătățirea rezervelor de sânge, care, din păcate, niciodată nu sunt de ajuns pentru cei aflați în nevoie. Pe această cale aș vrea să fac un apel și pentru restul populației să vină la donare, ținând cont că fiecare donare de sânge ajută în medie 3 bolnavi. Fiecare, prin gestul de a dona o simplă unitate de sânge, poate salva până la 3 vieți și donatorul în sine are anumite beneficii, un set complet de analize, unele dintre analize pe care doar noi aici în Centrul de Transfuzii le facem, primesc o zi liberă de la serviciu, primesc 7 etichete valorice pe care le pot folosi în orice unitate de alimentație publică. Jandarmii spun că vor dona sânge ori de câte ori va fi nevoie pentru ca pacienții spitalelor din județ să poată beneficia de transfuziile care de multe ori le salvează viețile.